infanteriștii Marin vor pleca la începutul lunii februarie la o misiune în Teatrul de Operații Afganistan. O activitate importantă pentru forțe navale care participă cu 65 de militari din cadrul Regimentului de Infanterie Marină. Ei se vor alătura celor aproximativ 400 de militari care compun Batalionul 300 Protecție a Forței Sfântul Andrei. Începând din luna septembrie, militarii desfășoară pregătirea centralizată la Galați în cadrul Batalionului de Infanterie Mecanizată. Principalele misiuni pe care Batalionul de Protecție a Forței le va executa sunt protecția forței dislocată în baza Kandahar, prin toate misiunile care și sarcinile care concură la această misiune. De asemenea, pentru a securiza și a menține în securitate zona repartizată în jurul bazei din Kandahar și, în ultimul rând, să contribuim la crearea și asigurarea condițiilor necesare bunei instruiri armatei afgane de către instructorii avizați pentru această misiune. Cu ce forțe veți participa la această misiune? Detașamentul va fi format din comandament și 4 subunități de manevră și 1 subunitate de sprijin. Pentru această misiune v-ați pregătit intens, atât dumneavoastră cât și subordonații dumneavoastră. În ce a constat pregătirea? Într-adevăr, pregătirea intensă. Am parcurs deja 5 luni din pregătire. Suntem către final. Pregătirea a cuprins cam tot spectrul unei bune pregătiri de misiune, teoretică și practică deopotrivă, pregătire individuală, atât comandamentul cât și liderii de la nivelul subunităților și o întreagă gamă de exerciții, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu trageri de luptă, în care am adus cât mai aproape situația din teatrul de operații. Hei, dorite brăcăți!
zi obișnuită în cadrul plutonului. Ca obiective avem instruirea și însușirea elementelor fundamentale în vederea executării unei patrule în ground defense area. Cât de grele sunt astfel de misiuni? Grele nu pot fi atât timp cât procesul de instruire este în legătură cu misiunile pe care le avem. Primim misiuni zilnice, iar obiectivele noastre sunt însușirea patrulei, obiectivul pe care le avem, și să asigurăm securitatea în zonă. Cu siguranță condițiile meteo din Afganistan nu vor fi ca cele de aici. Aici au fost grele. Cum s-au comportat băieții și cum sunteți noastră? Sunteți mulțumiți de cum au răspuns la cerințe? Militar din cadrul plutonului 3, protecția forței, este un pluton, militarii sunt foarte uniți. Condițiile meteo pot fi și favorabile și nefavorabile. Depinde cum analizăm vremea, terenul, dar moralul și psihicul militarilor este unul ridicat și încercăm și reușim în același timp să ne îndeplinim obiectivele zilnice și lunare pe care le avem. Azi am efectuat o patrulă anti-IDF pe ruta Busti Almol Patrol Raising și un checkpoint pe care am făcut exfilul. Ne pregătim pentru orice eventualitate neplăcută. Sunt misiuni riscante, dar antrenându-ne și perfecționându-ne în continuare, cât timp mai avem în cursul pregătirii, eu zic că putem să reușim să trecem cu bine peste tot. Cu ce gânduri în această misiune? Gânduri plăcute, să ne întoarcem sănătoși acasă, să îndeplinim misiunea și la sfârșit să spunem misiune îndeplinită. Cum au decurs antrenamentele până în acest moment? Au fost grele, au fost ușoare, referitor la misiunea dumneavoastră în cadrul companiei? Începând cu luna septembrie, am luat parte la exerciții diverse, pornind de la etapa individ, grupă, pluton, companie. Am avut trageri de luptă, am avut marșuri. Putem spune că ne-am pregătit pe toate planurile. Suntem pregătiți mental să trecem peste riscurile pe care ni le-am asumat încă de la început. De când am intrat în armată, mi-am dorit să particip la o misiune în Afganistan, mai ales. Am zis, nu se poate, dacă am intrat în armată, trebuie neapărat să merg în Afganistan. Dacă nu merg, înseamnă că nu le-am făcut pe toate. Dacă merg în Afganistan, înseamnă că am atins punctul cel mai înalt. Vreau să-mi depășesc limitele, asta vreau să mi le testez în primul rând și să demonstrez că pot și eu, poate și o fată, nu numai un bărbat. Le dorim colegilor noștri mult succes și să revină cu bine la finalul misiunii de aproximativ 6 luni.